V-am spus cu câteva ediții în urmă că această combinație tabletă Ultrabook este aici ca să rămână, nu este doar o modă trecătoare. Acesta este un Toshiba Z20 care arată ca orice alt Ultrabook. Ei bine, în momentul în care îl deschidem și îl deconectăm de aici, l-am stricat, avem atât un laptop cât și o tabletă. Toshiba Protege Z20T este un ultrabook hibrid cu posibilitatea de a-l transforma în tabletă prin detașarea tastaturii. Ecranul are o diagonală de 12,55 și o rezoluție de 1920x1080 de pixeli. Bateria are o autonomie de până la 15 ore și, pe lângă bateria proprie, acesta mai are și o baterie integrată în tastatură. Procesorul este un Intel Core M cu placă grafică Intel HD 5300. La pachet dispozitivul vine și cu două stilusuri, unul dintre ele fiind foarte util pentru cei care desenează în Corel sau alte programe asemănătoare. Designul tabletei este super slim și elegant. Culoarea carcasei este neagră, cu aspect de aluminiu periat, spatele ecranului fiind chiar din aluminiu. Greutatea totală a tabletei și a tastaturii însumează 1,4 kg, tableta cântărind separat 725 de grame. Fiind și laptop și tabletă, dispozitivul beneficiază de o gamă largă de conectori și periferice. În partea frontală a tabletei se regăsește o cameră web și un senzor pentru lumină, iar în partea de jos un buton capacitiv Home, pe spate mai avem o cameră și un microfon. În partea dreaptă a tabletei se află butonul de Power și cele pentru volum, un port micro USB, un port micro HDMI, LED-uri pentru notificări, un card reader micro SD și o mufă combo pentru căști și microfon. În partea dreaptă a tastaturii avem o mufă pentru încărcare, un port LAN și două porturi USB 3, iar în partea stângă un buton pentru loc, o mufă VGA și un HDMI. Camera frontală are o rezoluție de 2 megapixeli și este suficient de bună pentru conferințe video. Ecranul de 12,5 inci are un strat anti-glare, este suficient de luminos iar rezoluția 1080p oferă o imagine clară. Tastatura este rezistentă la picături de apă, iar între tastele GBH se regăsește un stick albastru cu care puteți controla cursorul. Touchpad-ul este negru mat, iar în partea de sus a acestuia se mai găsește un set de butoane separate pentru click stânga și click dreapta. Stilusul pentru desen este produs de către Wacom. Sunetul are o calitate bună, iar difuzoarele se aud suficient de tare. Sistemul de operare este Windows 8.1 Pro pe 64 de biți. Procesorul Intel Core M5Y71 este un dual core cu hyperthreading, tactat la 1.2 GHz, dar care urcă în boost până la 1.4. Memoria RAM are o capacitate de 8 GB, iar pentru stocare avem un SSD de 256 de GB. Procesorul a obținut un scor de 150 de puncte, iar placa video din păcate doar 16 FPS-uri în Cinebench. SSD-ul se descurcă bine, în testul AS SSD acesta a avut o viteză de scriere de 452 de MB/s și o viteză de citire de 507 mega secundă. Z20 este un gadget atractiv și puternic, cu o mulțime de facilități business și care concurează cu succes împotriva lui Microsoft Surface 3.